Reparații mașini de făcut gogoși. Ți-ai cumpărat cumva din greșeală mașina asta de făcut gogoși, care n-are calculator aici, n-are computer, n-ai de să reglezi nimica? Nu-i nicio problemă, eu pot să spun un calculator la mașina asta și vei putea, pe urmă, să reglezi cât timp și vei putea să reglezi multe lucruri și gogoașa va pica perfect între sârmele astea, nu va mai pica iurea pe sârmă, se va coace și pe urmă va pleca de acolo. Uite, de exemplu, acum va pune gogoașa, uite, pune gogoașa, o lasă să umfle, să coacă acolo, după care, după ce a căpătat o crustă, nu mai am eu aluat acum cu ce să fac probe. O va scoate, o va împinge mai departe. Asta e diferența între mașina ta care îți pune gogoașe peste gogoașe peste gogoașe și face numai nenorociri și numai prostii și de care nu ești mulțumit, și o mașină care deține calculator, care calculator ia decizia să pună gogoșile frumos, să facă gaură la mijloc, să nu facă spumă, să nu iasă una mai subțire și alta mai groasă. Adică calculatorul face ca gogoșile tale să iasă perfecte, rotunde, frumoase, curate, impecabile. Și să nu iasă turtită și împrăștiată pe sub bara respectivă. Dacă ai un calculator bun la mașină, cu un program bun, el ia în considerație tot felul de softuri, de senzori, de timp, de encodere, de comandă la motoare, în impulsuri. E altă diferență, altă calitate a vieții. Nu mai e așa, aiurea, cum o pica, ca și când ai dat cu zarul, adică gogoașe peste gogoașe, trântite acolo, când pe sârmă, când pe lângă sârmă, când trei gogoși tean cu una peste alta. Uite, acum face pauză și nu o să pună nicio gogoașă aici, ca să, așa am vrut eu, să lase un spațiu liber pentru ca să nu cumva să se lipească gogoașe de gogoașe. Uite, acum o să pună din nou gogoașă și vezi că o pune aici, la mijloc, între sârmele alea. Nu ți-o pune aiurea, la întâmplare, pe sârmă, ca să, ce sunt, rufe sau sunt gogoși. Că dacă ți-ar pune pe sârmă, ce s-ar întâmpla? Ți-ar distruge sau ți-ar băga pe sub sârmă, așa. Eu am făcut calculatorul ăsta la mașina asta, am făcut frumos, așa, merge impecabil. Dacă și tu ai o mașinărie de care nu ești mulțumit deloc, eu îți pot da o mână de ajutor. Pot să ți-o fac să meargă, din, cum zice român, din Rahabici, să-și pleznească.